Întunecare. Scenariu radiofonic de Cezar Petrescu și Adriana Chiselef. București, 1916. Sub povara căldurilor înăbușitoare, capitala trăiește ceasuri de mare intensitate. Ecourile războiului izbucnit în Europa cu 2 ani în urmă au devenit în ultimile zile amenințătoare pentru întreaga lume. În case și pe străzile înțesate de oameni, se așteaptă să se deslege o singură și încordată întrebare. Intră sau nu România în război? Nimeni nu știe ce se va întâmpla. Căpetenile politice supuse dictatelor guvernelor străine sunt împărțite în 2 tabere. Unii sunt pentru antantă, alții pentru puterile centrale. Politica de culise creează confuzie. Gazetele exploatează în chip senzațional cel mai mic zvon. Și în această atmosferă tulbure și deprimantă, o singură lume, aceea a afaceriștilor și profitorilor, cunoaște o activitate bine stabilită. Ne aflăm la locuința deputatului Alexandru Vardaru la șosea, 15 august, ziua declarării războiului. De pe verandă, hârjonindu-se, pătrund în biroul deputatului Vardaru, alergând unul după altul, Luminița, fiica acestuia, Mihai, nepotul său, și Măgduța, prietena Luminiței. Ține-l, Măgduța, ține-l! Dă-mi țigara, Gaiță, auzi, dă-mi țigara! Dă-i o Luminiță! Nu, se confiscă, e de contrabandă! Fumăm egipțiene. Fumez ce-mi place. Adică ce găsești prin buzunarele tantii Laura? Ce ai spus? Dar ce-i zarul ăsta, Luminițo? Ce, mă faceți de cap? Tanti, Gaița ai de vină. Eu? Da. Ne află, tanti, că domnul s-a emancipat. Fumează. Și ce, ai ceva împotrivă? Și-a luat băiatul bacalaureat. Da, și pentru asta trebuie să-și dea aiere de bărbat. Mâine poi mine o să-l vezi cu făin din nasul în tulipon. Bună ziua, tine e vorba? Nu, unchiule, nu. De un alt bărbat. Lecăjește-te, Mihai, domnule colonel. La toamnă, la toamnă recrutăm. Poate că armata o să-l mai dezghețe. Și pe tine, poate că măritișul o să te mai domesticească. Prin toamnă! Adio, piatra din casă! Ei, ia lăsați pleacurile și pregătiți-vă bagajele. Ați uitat că mâine plecăm la Sinaia? Luminițo, parcă hotărâsem să facem niște cumpărături. Dar îl aștept pe Radu, tanti. Cine știe când vine Radu. E, hai, hai, grăbește-te că nu-i timp de pierdut. Hai, mergi, mă, du-te. Da, pardon, pardon. Ce? Furnica mi-a promis 2 ore de cinema. Da. E bine, atunci, Măgduță, te las în compania celui mai încântător bărbat. Mihai, da? Mihai, trește rău pe la ciobană, dragă, vezi ce se aude cu comanda aia, ce face pe nebunul? Nu mișcă nimic. Am înțeles să trăiți, domnule colonel. Hai, Măgduță, că pierdem filmul, da? Îmi place, promite, flăcău, dezghețat, îmi place. Da, ascultă, Laura, dragă. Nu se poate bea ceva în casa asta? Ei, iar băutură. E, vezi că e pe bufet o sticlă de coniac. Dacă credeam că în cei 25 de ani de căsnicie, ai ajuns să-mi cunoști metesne. Te-am rugat să nu mai îmi vorbești în cifre. Da? E bine, atunci am să-ți vorbesc în imagini. Păi ca pe zonă, dragă, ce asta vrei? Asta e și după cum vezi, a fost oprită ofensivă din Polonia. O scrânti și Brusilov. Iar politica Alexandre, drag. Dar mi-ați făcut capul ca limitar, Jacques. Și tu nouă gâtul pâinie. Nu, recunoaște, de 2 zile de când ai venit, o ții numai în chiolhanuri. Lăsați vorba, să nu uiți procura, Paul. Da. În 3 zile vreau să pun lucrurile la punct la toate moșiile.
și să vând și grăul vostru. Dar eu nu înțeleg de ce atâta grabă, Alexandre. El nu înțelege, Mititelu. El e militar mai mult în glumă. Ia te rog. Parcă ai fi ofițer de operetă, moșer. Ia lasă-mă. Se precipită evenimentele, Paul. Citește ziarele de azi. S-ar putea să fim târâți în război. Crezi, Alexandre? Puneți-vă averea la adăpost. E ce zici de boier ăsta scăpătat, Alexandre, dragă? A devenit prevăzător. Da? Păcat că e prea târziu, domnule. Pardon, pardon. La mine a fost cu totul altceva. Știu. La tine au fost cursele, da, jocurile de noroc, da, voiajele. Aventura politică alături de Marghi Roman. Fie jac, făcuș praf trei moșii. Cu ce te-ai ales, măi, omul? Cu o experiență mai serioasă decât e a ta lângă liberali, în orice caz. Ce zici, mă, de el, Alexandre, drag? Numai că experiența, domnule, nu prea ține de cald. Averea o fac când vreau. Tu îngrijește-te de a ta până nu se întâmplă ceva. Ba, întâmplă-se ce s-a întâmplat numai să se sfârșească o dată. M-am săturat de ținut trupe în bordeie. Viață de troglodit. Viață de troglodit. Baie cu duș automat, bucătar expert, automobil pe poziție. Oh, dar de unde știi? Ce-ți pasă? Exagere. Trăiește pe zonă ca la Monte Carlo. Comod. Nu te văd bine, Paul, în caz de război. Apropo de război, pe unde ți umblă viitorul ginere? Radu a plecat la poieși cu secretarul de azi dimineață. Avem un proces mare. Știi că s-ar putea ca în caz de ceva să zboare Radu. Păi zboare asociatul? Se duce naibii firma. Adio, biro, avocația. Este Alexandre. Asta cam așa e. Tot greul îl duce Radu. E un om de nădejde. Vă închipuiți-vă, eu cu obligațiile mele parlamentare... Cred că ai făcut o alegere bună pentru Luminița. Da, răzbătător, deștept. Frumos. Al tău e bun. Da, sevă sănătoasă. La asta m-am gândit și eu. Cam prea sănătoasă. Nu înțeleg, Laura. O bârșia, dragul meu. O bârșia poate fi uneori un impediment. Din potrivă, dragul. Radu, ca fiu de țăran, va fi legat de pământ. Iar noi... ne vom face mai bine treburile cu el. Da, asta e adevărat. Mâine, poimâine mă vor lăsa puterile. O să rămâne el în locul meu. Sunt sigur că nu-mi va străina pământul. Inimă bună la toată lumea. Uite-l și pe Radu. Iar uși scrântite și deschise Radule. Doamne, dar ce obicei. Mă iertați. Cum stăm, Radule? Cum am prevăzut, domnule Vardaru? Dinastia Iordan, Hagi Iordan, va pierde și în casație. Păi fie de bine. Dar pe secretar l-ai pierdut pe drum? Pe Onisifor l-am trimis după dactilograf. Avem ceva de lucru. Ce ziceți de zvonurile care circulă? Ce zvonuri? Și că în seara asta se va întruni Consiliul de Coroană. V-am spus-o și repet. S-ar putea ca România să intre în război mai curând decât ne așteptăm. Păi, Alexandre, vezi ori și vinde greu, domnule. Da, sper că anul acesta nu o să mai vezi tot nemților. Nemților? Rămâne de văzut. Imposibil, domnule Vardaru. Ar fi un act antipatriotic. Radule, dragă, în afaceri... Nici nu vă gândiți, domnule colonel. Tocmai domnul Vardaru, un deputat guvernamental... Și viitor ministru... Să facă pact cu inamicul? Ar fi monstruos. Radu, are dreptate. Dar gândește-te, Alexandre. Ai putea să hrănești o armată împotriva căreia știi că ai să lupți mâine? Dragă, dar asta nu se știe, dragă. Ce nu se știe, domnule colonel? Vom merge cu antana. Nu vă faceți iluzii. Tot așa de bine s-ar putea să intrăm în război alături de puterile centrale. Dar nu-i vorba de asta. Vinde grâul aliaților, Alexandre. Ți-am găsit om. Pe Sofron Vesbianu. Ce? Să n-aude Vesbianu. De ce? Dar ce s-a mai fi întâmplat? Ia vezi tu, Laura, dragă, vreo isprava motanului ăla. Alexandre, cădem de acord? Nu, te rog, tratează cu Vesbianu. Plătește bine, dragă, e unul din oamenii consorțiului englez. Fii serios, Jean. Vesbianu ia marfa de la mine pe preț mai mic și-o da altă cu preț mai mare. Mie îmi spui? Am mai lucrat eu cu el. Nu-i vând un bob lui Vesbianu. Fixați prețul care vă convine. Nu, Radu. Panașule, domnul Sofron Vesbianu. Vesbianu la mine? De unde până unde? Spune că nu sunt acasă. Alexandre, te rog, eu l-am chemat. Uite-l ca și intrat. Da. Am onoare să vă salut, domnule deputat. Bună ziua. Să trăiți, domnule colonel. Bună ziua. Domnule Comșa. Bună ziua. Bună, Jack. Bună. Luați loc, domnule Vesbian. România este gata. Va merge cu Antanta.
vă spune Vespian. Văd că sunteți informat. De ce nu faci politică dumneata, domnule Vespianu? N-a bătut ceasul meu, domnule deputat. Dar eu sunt pentru afaceri. Restul mai târziu. Întâi să înceapă războiul. Care pentru dumneata, domnule Vespianu, va fi un joc de bursă. Nu, numai o mare afacere, Radule. Adică tu crezi că puterile centrale au pornit războiul pentru un cap princiar și sec, perforat cu un glonte de un fanatic la Sarajevo? Ah, flacuri! S-a luat asasinatul drept pretext ca să înceapă măcelul, în urma căruia Germania să-și lărgească sfera de interese în dauna celorlalți. Deci, o mare afacere. Război de cotropire, vrei să spui. Îmi place cum vorbiți, domnule Comșa. Faceți politică? Nu. Se vede totuși că faceți școală bună pe lângă domnul Vardaru. O școală politică bună nu se face decât cunoscând viața și nevoile oamenilor. Și tu crezi, Radule, că partidele noastre nu înțeleg viața? Nu știu dacă înțelegerea la care mă refer eu o pot avea toți oamenii, domnule Vardaru. Cum o să aibă? Unii-s mai buni, alții-s mai răi. Unii se zbat să aibă, alții așteaptă să le pice de-a gata. Asta e de când lumea. Nu-i așa, domnule deputat? Să sperăm că după război, cu bogățiile din Ardeal... Va trăi lumea mai bine. Vom fi alți oameni. Alți oameni? Da. Adică cum vine asta, domnule Comșa? Mi se pare, Alexandre, că ai o poziție în casă. Radu e entuziast ca orice tânăr. Când va cunoaște viața, va gândi altfel. Așa cum gândim noi acum, nu, Jacques? Tocmai. Ia spune, domnule Vespianu, ce oferi dumneata? Ban, dragă Jacques. 50% din total la încheierea contractului. Restul la... Perfect. Ce zici, no. Alexandre? Nu. Eu am alte socoteri. Cum? Ați aranjat cu alții? Denunțăm contractul. Sigur. Restituim banii. Plus orice majorare. Nu. Nu e momentul. Și vă rog foarte mult, nu mai stăruiți. Mă rog, cum credeți? Mergi, Jacques. Eu mai rămân. Atunci v-am salutat. Peste o zi, două, cel mult, avem război, domnule Vardaru. Să nu vă pare rău. Bună ziua. Dar nu înțeleg de ce nu vrei să faci afaceri cu un monstru. Hai, Jacques, am mai spus-o. Paul, au sosit bunătățile de la Ciobar. Bravo, Laura! Bravo! Luăm o gustare. Alexandru, Jacques, tu, Radule. Pe mine să mă iertați, vă rog. Da, deci? Am să ies puțin în oraș. Poftim, am și întârziat. Radule, vezi că trebuie să vie Maier. Îl rost să mă aștepte. Maier? Da, m-a rugat ceva. Mă întorc repede. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. Maier, ce mai fi învârtind și cu Maier? Ce zici, Paul? Am privește, da. Pe noi ne privesc altele. Bună oară să vedem, ce bunătăți ne-a trimis șopa. Viradule. Mulțumesc, am gustat ceva, Petru. Hai deja, hai. Niște litre, ce n-am văzut bani. Așa. Ia să ne ocupăm puțin și de Iordan, Hagi Iordan. Servus, domnule Comșa. Ai sosit-o, Nisifor. Ai găsit-o pe domnișoara Betty? Ea, îi dincolo în birou și început să scrie. Perfect. Uite, ai aici concluziile. Dacă am omis ceva... Da, înțeleg. Domnișorule, domnul Maier. Da, poftește-l la mine. Neamțu. No, ce ziceți, domnule Comșa? Intră sau nu România în război? Așa se pare. Vă salut, domnule Comșa. Bună seara, domnule Isipar. Bună seara. Domnule Maier, domnul Vardar, vă rog să-l așteptați. Luați loc. Mulțumesc. Domnule Onisifor, da. Spune-te, rog, domnișoarei Betty să bate concluziile în 4 exemplare. Da. Și să mai îmbată o copie după hotărârea prezidențială în chestia cu Batoza. Așa. După aceea, nu vă mai rețin, puteți pleca. Prea bine. No, servus. Servus.
domnule Comșa. V-a spus domnul Vardaru ceva în privința mea? Absolut nimic, domnule Maier. Vă pot fi cu ceva de folos? Să-l așteptăm pe domnul Vardaru. Mă rog. Numai de n-ar întârzia prea mult. Se întoarce repede. Ceasul dumneavoastră nu merge bine. De altfel, în România nu se potrivesc două ceasuri. E ca și în politica dumneavoastră. Așa credeți dumneavoastră? Domnul Pilipescu spune că a batut ora, dar domnul Bratianu zice că n-a sosit încă. Iar domnul Cap nici nu vrea să se uite la ceas. Domnul Carp e un foarte solid cap politic. Aici la gazetă scrie altfel. Ce scriu gazetele românești? Dumneavoastră vreți războiul. Dar germanii, pentru binele României, doresc să nu aibă loc. Germania ar fi făcut mai bine să nu fi început războiul. Ei, l-au început, o să-l termine. Ar fi teribil, în două luni de zile, un război terminat. Germanii n-au fost niciodată prea buni psihologi. Un război nu se face numai cu tunuri și zepeline. Mai e nevoie și de altceva. Tocmai acest altceva îi lipsește României, în afara de tunuri. Atunci, dumneata, crezi că pentru noi, românii, Ardealul n-ar fi un motiv care să ne facă să intrăm în război? Ce știe Pate Ion de Ardeal? Sunteți sigur? Dar ceilalți? Ceilalți? Un public care organizează spledii de batai cu flori și aplaudă după ce a ascultat bataioase discursuri cu pletele lui Tanase. Nu poate vorbi de război decât în glumă. Totuși, gluma publicului românesc se pare că vă ne liniștește. Deloc. Războiul nu-l vor duce cei de la oraș. Țăranii vor pleca pe front. Și pentru România nu vede ce rost ar avea. Pentru Germania, însă, războiul este o chestiune de viață și de moarte. Cotropind alte popoare. Civilizindu-le. A, iată-l și pe domnul Fardaru. Te-am păcut să mă aștept, domnule Maier, iartă-mă, te rog. Bănuiesc că nu te-ai plictisit. Radule, te rog, caută-mi dosarul în afacerea Sârbu. Vreau să-l revăd. Bine, domnule Fardaru. Așa. Contractul. Poftiți. Semnați. Aveți aici banii. Știți, 50% din contract pentru primele 30 de vagoane de gru. Restul vi s-au depus la Banque de Genève, în Elveția. Scrisoarea de depunere. Aici. Și suntem înțeleși, domnule Vardaru, până la 15 septembrie? O, va fi expediat întreaga cantitate. Fiți fără grijă, fără grijă. Amonar! Bună seara, bună seara, domnule Maier, bună seara. Să mă conduc. Hai. Ce mai e de bani? S-ai fi lăsat Maier? Dar cui? Mi se pare că Maier și-a uitat banii la dumneata, domnule Vardaru. Nu, e un acont. Vrea niște acțiuni petrolifere. Da, să lăsăm asta. Radule, îi caută tu în servietă. Am ceva pentru tine. Pentru mine? Ce înseamnă asta? Ești satisfăcut? Ordin de mobilizare pe loc? Nu te mulțumești? Mă cunoașteți greșit, domnule Vardaru. Dumneavoastră mă vedeți stând cu brațele încrucișate în caz de război? Te credeam un pacifist. Și sunt. Dar dacă vom fi târâți într-un război străin de năzuințele noastre,
La asta nu te-ai gândit? Atunci fiți sigur că o atitudine de împotrivire față de un asemenea război ne-ar fi impusă de conștiința noastră. Totuși, eu am chipzuit, Radule, e mai bine pentru biroul nostru să continuăm colaborarea chiar în eventualitatea unui război. Lipsind de la datorie? Nu, domnule Vardaru. În caz de război, colaborarea în afaceri personale nu mai prezintă pentru mine niciun interes. Fă-o pentru mine, Radule. Nu. Gândește-te, Radule, războiul odată început îmi va dezorganiza toate lucrările. Pe Onisifor nu pot conta. El e ardenean, abia așteaptă să înceapă războiul. Se va găsi un mic. Ca. Am nevoie de tine, Radule. Măcar la început. Mai târziu va veni. Va veni și rândul tău, te asigur. Cred. Alo? Da? Cum? În 10 minute. Sunt chemat la Parlament, Radule. Mi se pare că începe și la noi să fiarbă cazanul. La revedere. La revedere. Domnișorul dorește ceva? Nu mai primești pe nimeni. Ai înțeles? Da, domnișorul. Cucu! Luminița! Hai, repede, Marito, hai, ajută-mi! Au! Da, domnișorul. Uite, am scăpat pachetele. Ia-le și du-le în camera mea și pregătește valizele. Oh, dar ce a de târguit în atâtea pachete, domnișorul? Uf, eu să puși hal afară, Radule. Hai să te sărut. Uf, mi-a fost dor de tine. Știi, Radule, când ești lângă mine, sunt turcioasă, parcă m-aș certa cu toată lumea. Turcioasă? Mă faci să râd, Luminiță. Aș vrea să știu, da. Ai fost vreodată tristă? De multe ori am vrut să te întreb. Mutra mea de gaiță. Păi aș fi ridicolă să joc cu rolul de tragedie. Și totuși, ți-am simțit lipsa. Uf, am fost așa tristă. Da? E, da, nimeni n-a știut. Mă iubești atât de mult? Până la cer. Așa îi spuneam când eram mică, răposatii mele, mame. Dar tu mă iubești, Radule? Ce întrebare. Ți-am spus și îți repet. Numai o fatalitate ne-ar putea despărți. O să nu mai vorbim de asta. Radule, Radul meu frumos. Frumos? Da, frumos. Nu spune toată lumea că semeni cu un actor de cinema? Nici o virtute. Cu Harry Owen, californianul filmelor din Los Angeles, nu? Eu sunt mândră că semeni cu el. Toate fetele mă invidiază. Și numai pentru atât mă iubești. Nu știu. Eu nu știu, n-aș putea să spun pentru ce. Dar dacă n-aș fi fost frumos? Da, dacă ești. Și ești al meu și vei fi al meu mereu, cu mine, lângă mine, da? Nu-i așa, Radule? Nu-i așa că n-ai să mă părăsești niciodată? Ce te frământă, Luminița? Nu știu, dar n-aș vrea să te pierd. Nu pierd decât cei ce nu știu să păstreze. Radule. Da? L-am întâlnit pe papa și mi-a spus că n-ai părut deloc încântat că s-a îngrijit să-ți obțină ordinul de mobilizare pe loc. Dorești să mă știi trecut la partea sedentară în caz de război? Și tu dorești să fii citat erou pe ordin de zi? Război înseamnă suferință, Luminița. Nu eroism de comunicat. Dar tu și nu înțeleg pentru ce... Hai să înțelegi mai târziu. Deocamdată, căpșorul tău nu trebuie să fie frământat. Deocamdată. Da. Dar ăsta nu e un răspuns care să mă liniștească, auzi? Hai, Radule, promite-mi că n-ai să pleci. Hai, vorbește, Radule. Ce însemnătate o vorbă? Așa doar rămâi cu mine. Dar lângă tine sunt. Radul meu, drag, rânducule. Dar cu cine s-o fi certat, Marița? Nu știu. Vreazule! Vreazul de la Foroasa, Luminiță! Bine, Marița!
Hai, Breazule, vin, gutează! Hai, Breazule! Ei, domnișoara, e acasă? Bine ai venit, Breazule, ce vești? Ia ca în acasă, domnișoară. Am venit să mă plâng boierului Comșa. Ce boier, Breazule? Că și eu sunt ca și tine, de la țară. Ei, îți fii? Dar de într-așei cu știință de carte, de lasă de căruță de boier. Este, domnișoară? Este Radule, dacă spune Breazul. Te-am lăsat cu Breazul, răducul, mă duc să-mi fac bagajele. Pa! Te-am! Să auzim. Ce alte necazuri te-au năpădit? Apoi, cu belele boierului. Să vedeți. Eu eram concentrat, dar primarul din sat mi-a luat la rechiziție și apa, dar nu i-a ajuns scalul. Și acum, când a venit în permisie, mi-a spus, Vasil, băi, deși nu ești nici mai breaz, nici mai nebreaz decât alții, află de la mine vericule că ai rămas păr de apă. Păi cum asta, am zis eu, ia ca bine, s-o betejă la armată și-o dat ortul popii. Păi, păi asta-i dreptate, boierule? De bună seamă că nu, Breazule. Eu zic să-l dăm în judecată, boierule. Pe primarile și pe stat. Dacă de asta a venit. Să trăiți, domn colonel, să rămână acoan. Dar ce cu tine, mă? Parcă erai pe zonă. Eram, n-aș mai fi fost. Că de ne mai țineau mulni, păi și eu alții copii acasă. Da, de ce crezi tu că te ține statul pe zonă, mă, urâtule? Deși? Ia, pentru răzbel cu Anijacu. Dar cine te trimite la răzbel, măi omule? Cine? Ia statul, că doar lui trebuie răzbel cu germanul. Și de unde știi tu că o să ne batem cu germanul? Cum să nu știu? Parcă dumneavoastră nu știți? Zici că vreți să întinde germanul și statul nu-i convine aia asta. Și ce crezi tu că-i statul, măi Breazule? Și e statul? Da. Ia ca și e. Majestatea sa, domnii generali, mai apoi o seamă de boieri care scriu, îmblă, dau porunci și zic că grijesc de tăcăbiri țării. Interesant! Și îi cheamă vodă și le zice când vede că sunt răi ceilalți. Iaca, dau porunca anul ăsta să fiți voi stat. Dar nu le zice să nu vă prind cu mâța în sac, că-i vai de mama voastră. Că de prins, tot îi prinde cu mâța în sac. E deja un mor, Și pe urmă? Apoi pe urmă se cheamă câți dânșii stat. Ei, să mai târgui și să mai târgui între dânșii. Dânșă ne, nașă ție, să nu zici că sunt om rău. Și gata treaba. 2-3 ani, îți iei stat. Ei stat. Dar voi? Noi topor de oase, ce să zicem. Dar pentru ce, Breazule? Pentru ca să retezăm clonțul celor de s-or întinde și peste noi cu anejacurile. Și cine crezi tu că s-or întinde peste tine, mă, Breazule? Peste mine, peste cei de o seamă cu mine s-or întins destui. Ce? Am mult să zici că vreți să întindă și germanul. Și de ce crezi tu, Breazule, că se întind germanii peste noi? De ce? Pentru că așa le dă ordin statul lor. Împăratul, boierilor... Datoria de țară, Breazule! Care datorie, domnule colonel? A fost Germania amenințată de cineva să facă război? Aș vrea să știu, Radule, ce înțelege Breazul din tot ce spui tu? Nu știu dacă înțelege multe, dar sunt sigur că pricepe tot când e dus pe zonă și când statul îi rechiziționează vitele, grăunțele... Așa, așa. Dar cum să nu pricep? Alții se procopsesc. Ia, ca boierul Junin, ca de la noi. Trei picioare are și pe tăstrii au făcut câți bolnav și nu s-au dus la concentrare. Și nici la rechiziții nu au dat nici măcar un mânz din tătă hirghelia. Apoi n-o, și că cainia lui nu se învăța să tragă la ham și nici a fi călăriț. Păi, aia asta e dreptate? După cum vedeți, ordinul nu-i ordin pentru toți. Băi, pentru toți, noi, aici, ticăloșii, boieri, comșa. Instici, Radule, instici. Spun adevărul. Noroc că ideile lui e greu să se prindă de acești barbari. Nu, domnule colonel. Aceștia nu sunt barbari. De ce sunt? Sunt oameni. Le mai trebuie însă timp să fie cum îi vezi tu, Radule. În orice caz, timpul nu-i va lăsa cum sunt. Și nici nu-i va face cum doresc cei care le dau ordin.
fi? Anche Radule ce fuiete pe străzi. Mobilizarea generală, Radule! Ce spui, Mihai? Eu îmbulzeală pe străzi, doamnă Barbaru! Zi istorică, tanti! La toate prăvărie, steaguri în vitrine! Sugătat! Sugătat, ne batem! Dar cu cine, cu nemții, doamnă, 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 n-ați citit ziarul! Na, uite-ți pe domnul Barbaru! Copii! Avem război! Dar ce ne facem, Alexandre? Dar grâu! Grâu, Alexandre, grâu! Vreun cont la banc de jene? Nu fiți indiscreți, mă rog. Franci, elvețieni, ai? Perfect, plus cum perfect, Alexandre, dragă. Familia Vardaru pusă la dăpost. Copii, să mergem! La arme, copii! Mi-o-n bani, mă duc. Pe ordine, ordine. Spre sfârșitul anului 1916, guvernul și parlamentul român se refugiaseră în Moldova la Iași. De asemenea, înspăimântată de armatele cotropitoare, multă populație din Oltenia, Muntenia și Dobrogea luase drumul pe Jeniei. Și aici, în bătrâna Moldova, în acest colț de țară înghesuit și înfometat, bântuia un val puternic de tifos exantematic, făcând ravagii atât în populația refugiată, cât și în cea băștinașă. Numai la Iași vârfurile politice exploatatoare duceau aceeași viață de nepăsare și huzur. Tot în Moldova s-a refugiat și familia Vardaru, care s-a stabilit la conacul uneia din moșiile cei mai rămăsese, în satul Chioaia, aproape de Iași. Aici, cu recunoscutul spirit de chiverniseală și de teama epidemiei, Vardaru își organizase o centură de apărare cu sentinele, care nu îngăduiau nimănui din satele vecine să se apropie de conac. Și în această oază de viață tihnită și îndelșugată, a rare ori puteau pătrunde ecourile mizeriei generale. E iarnă, dimineață de decembrie cu cerul posomorât de culoarea leșinii. Zarea fără nicio dungă de pădure, ondulată de mobilițe cu late căciul de zăpadă, deschide nu departe câmpia purtului. Se aud tălângi, betăituri, mugete de vid. Radu Comșa răsfoiește o revistă, stând într-un jilț la gura șemineului. E singur. Deodată din curtea conacului pătrunde larmă mare. Ce este? Nenorocire mare! Ce s-a întâmplat, Marisol? S-a năpustit tot satul la conac! Hmm? Au rupt țăranii cordoanele, se bat cu sentinelele! Ce înseamnă asta? Doamne, și boierii nu s-au acasă! Veniți, veniți, domnișorule! Deschide larg ușile din special dacă! Mâna jos de pe armălat! Te trăiți! E capul răzvădiților! Boier. A călcat consemnul. A călcat consemnul, boierule. Aici n-are voie să pătrundă nimeni. Știți bine că e ordinul domnului deputat Vardaru. Lasă-l să vorbească. Spune, uncheașule, ce v-am mânat în turmă până aici? E foame, boierule. Liniște! Liniște! De ce n-ați venit unul singur? Îl omorau sentinelii de boierule. Așa ne mor copiii de foame, boierule, și ne bolesc.
n-avem de niciunele. Nici dugită, nici tu pasăre. Am venit și noi la curte. Poate s-o îndura și de noi, boierule. Eftimie, unde e locofătul? La cambare, boierule. Cheamă-l aici. O adunat argații și bătafii cu furi și sapi și mi-au dat ordine să nu-i lase pe țăran să se apropie. Cheamă-l aici. Liniștiți-vă! Liniștiți-vă, oameni buni! Veți primi porumb și grâu! Voi spune logofătului să vă dea rații egale! Iar voi să lăsați să se întoarcă nestingheriți în sat, auziți? Care aveți bolnavi? Faceți o listă! Dați-o primarului! Mă voi îngriji să primiți medicamentele necesare! Aveți trebuință cu mine, domnișor. Deschis cambarele. Bine, dar... Niciun dar. Împarți oamenilor câte 5 bani de porumb și grâu. Eu asta nu fac. Să-mi dea ordin boier. Boierul? Dă-mi cheile de la hambare. Nu pot să vine, domn. Nu poți? Haideți cu mine, oameni buni! Spargeți ușile! Rupeți lacătele! Asta nu miroase a boie. Ce stai, logofete, cu ochii scris la cer? Eh, știe domnișorul ce face. Haide, din Botoșan. La 7 dimineața. E poftim. S-a îndurat mamă ta să te la. Nu vă dezbrăcați de deloc. Mama, hai. Trebuie să fiți înghețate de frig. Luminițo, sună să ne facă cât un ceai. Ce să ne dezbrăcăm, tanti? Păi singură ceaiul. Hai, măgduțo, hai să se arăchi oaia de la balcon. Hai, hai, hai. Aaa, nu. Stai. Mai împlină de prezință pozilor. Altfel o să te rupă. Așa, și pe urmă mergem la tabăra de barăci, da? Unde va fi adăpostit regimentul unchiului Pol. Ah, vine și domnul colonel Vardaru? Ah, Dumnezeu știe când o veni, dragă. O să vezi tabăra, măgduțo. Nici nu știi ce a realizat acolo papa, un adevărat sac. Da, da. Ia mai sună luminița. Sunt tanti. Dar ce Dumnezeu? Dar ce a surzit toată casa? Că unde-o fi Marința, Ilie, Floarea? Mariana! Arestați pe toți! Capa e încredință de cap! Voi! Cu mine nu vă merge! Papa, dar ce s-a fi întâmplat? Dacă de prima ești dumneata, domnule subpirică! Ia asta e spus de noi aici, ce-am prins prădat ca-n codru? N-am știut nimic, domnule. Cum n-ai știut, domnule? Nu i-ai văzut pornind ca o strogoți spre colan? Dar ce s-a întâmplat pentru Dumnezeu, Alexandru, dragă? Dumneata, domnule șef de post, ce-am stai ca o măluie? Pleacă și iadule pe tot. Să mi-a adus legat aici. Auzi? Șterge-o. Am înțeles, să trăim. E mai pomenit. Să-mi spargă hambarele. Să-mi trage avutul. Avutul acolistii de mine. Cine, papa? Cine? Tot satul. Dumnezeule, dacă o să ajungem să fim gâtuiți în pe. Dar nu le merge. Șarpelui când iasă-n drum, să-i sar în capul. Au profitat că n-au fost nimeni acasă, Alexandre. Ai auzit? Ai auzit, tăratule, ce ispravă mi-au făcut hoții de țăran? Nu sunt de vină oamenii, domnule Vardaru. Îi apel? Mi-au spus antinerele că... Eu am deschis hambarele. Ce? Tu? Tu, Radule. Tu, Radule. Mă uimește. Știu. Corb la corb, cum s-ar spune... Pantina. Da. Domnule primar, anunță-l, te rog, pe șeful de post să dea pace oamenilor. Domnule deputat, am uitat să vă spun că a telefonat de la Iași domnul colonel Vardaru. Auzi, Paul! Ce spui, domnule primar? Vai, vai, în fine rău, Alexandru. Păstrează-ți firea, Laura. Gândesc că trebuie să sosească.
A spus că pornește cu ce o găsi. Dumnezeule! Și am un meniu sub orice nivel pe ziua de astăzi. Luminița, măgduța, fetelor, da, da, repede la bucătărie! Da, fetelor, da, mobilizare generală, papa! Hai, măgduța, hai! Mulțumesc, domnule primar. Bună seara, domnule deputat. Bună seara. Și acum că suntem singuri, ai putea să-mi spui, Radule, ce te-a făcut să deschizi magazine? Nu-l socotiți un act de dreptate? A? Act de dreptate? Da, domnule Vardaru. Vă amintiți la Arpășești, când ajunge de refugiu, armata întreagă era în derută. Și când oamenii nebuniți de navala nemților v-au rugat să le primiți și lor vitre pe lângă ale curții? Știi bine că nu puteam să port de grijă la atâta amar de dobitoare. Și când ați preferat să vă găsească dușmanul în hambare de pline cu grâu, în loc să le împărțiți oamenilor care le munciseră. Mă iertați, domnule Vardaru, dar nu știu cum să calific gestul dumneavoastră. Pui la îndoială sentimentele mele de om și de bun român? Domnule Vardaru, ați putea să-mi spuneți pentru ce ați vândut grâu nemților când aveați prilej să-l dați aviaților? Ce te face să crezi așa ceva? Întâmplarea făcuse în picer mână la Arpășești telegramului Maier, în care era anunțat că vagoanele cu grâu au fost confiscate de către armatele române la Severin. Așteptam prilejul să vă spun. Vedeți deci, domnule Vardaru, de ce am socotit un act de dreptate să deschid magazinele și să împart grânele muritorilor de foame? Uite ce, Radule, mă îngrijorează profund felul tău de a gândi. Mai mult decât paguba pe care mi-ai făcut-o, mă exasperează modul nepractic în care privești lucrurile. Aha. Mi se pare că e Paul. Da, da. Ce vreți? Războiul m-a făcut mai puțin sensibil la dovezile de dragoste. Oh, Alexandre, dragă, Paul, dragul meu, Paul. Voi nu-i gradul, ai? Păi că dumneata ce cusur ai. Dar ce s-a întâmplat, Alexandre? Ai transformat Chioaia într-o adevărată gubernie, domnule. Trăiești aici ca un despot. Sentinelele de la marginea satului. Halt! Înapoi! Stai! Exantematicul, dragă Paul. Altfel se contamina tot satul. Oh, nu credeam să te mai văd, Paul. Da, s-o-i rău, dragă, s-o-i rău. Dar sunt frân de oboseală, copii. Luminița, spune-i să se pregătească bara. Da, da, mulțumesc, Laura. Dar cum ai putut să taci atâta vreme, omule? Păi cum nu v-a adus ordonanța o scrisoare? Dacă și aia se mai chema scrisoare... Da, de la Șagher, așa, uite-le, Paul. Trimite 3 cutii de omar. Da. Am spus să se pregătească baia ta, Antu Laura. Bravo. Așa, 2 sticle de coniac Martel, 3 stele. Și dacă se poate, 3 sticle Vieux Borsac. Bine, dragă, dar numai atât v-am spus. Nu mai trimiteai și salutări. De parcă te-ai fi găsit în vilegiatură, nu pe frontul unde, într-o singură zi, au căzut morți 7000 de oameni. Fie, Paul, dar ești un calm imperturbabil. Da, dar cu calmul ăsta am respins 8 atacuri la Turtucaia. E adevărat, domnule colonel, că generalii au părăsit comanda? Stârpiturile, Radule, stârpiturile. Și nu s-a găsit nimeni care să-i împuște? Păi, tocmai de asta fugeau și ei, mă. Văzusele că războiul e un lucru cam greu. Copii, n-am să uit niciodată ultima seară când se retrăgeau armatele și când chiar comandantul oștirilor, ca să-și apere osul, gonea nebunește cu mașina spre Dunăre printre puzderea de oameni prăvăliți în șanțuri, mă băieți. Ticălos! Iată ce nu trebuie să se mai întâmple pe viitor, domnule colonel. Ce au dragul? Bravo! Bravo! Da, numai că-ți spun, cu gura ta de odaliscă, sau mai bine zis cu stigmatul ăsta de senzualitate, nu prea văd să duci la bun sfârșit ceea ce începi. Vă înșelați, domnule colonel. Există o nevoie firească, Paul, în tineret, să-și dovedească că nu e laș. Dați seama ce s-ar întâmpla dacă România rămâne în limitele configurației geografice de azi? Sufocați în Moldova? Într-adevăr, ne găsim la o grea cumpănă. Ar fi mare dezastru. Dezastru? Desfințați ca stat.
Mai bine morți decât să trăim asemenea rușine. Așa e? Și atunci, cine credeți că are datorie să scape țara de o asemenea rușine dacă nu noi? Noi toți capabili să punem mâna pe arme. Eu n-am dreptul să zac cocoloșit aici, nu! Radule. Pentru că atunci, contraofensiva care se pregătește, în loc să ridice țara îngenuncheată, îi va săpa mormântul! E, da, da, Radu are dreptate. Paul, da. Și cam pe când crezi tu că o să intrăm în contraofensivă? Drag Alexandre, nu se știe nimic precis. Dar în orice caz vă spun un lucru. Campania de mâine va fi cea mai teribilă. Țineți minte de la mine. Dumnezeule! Și Mihai? Dar ce? Ce e cu Mihai? Nu-l văd aici. Dar cum să-l vezi dacă pe front? A făcut-o de capul lui. Pe front? Care front? Ce e nebun? Unde aveți o hartă? Aici, domnule coronel. Ia duceți harta încoace. Dar care mai e situația, Paul, dragă? Să vă arăt eu. Deocamdată, armatele noastre s-au stabilit aici. Aici ai Carpații Răsăriteni. În sus aici. Siretnă Moloasea. Triunghiul de la Mărești, Mărășești și Oituz. E care? Cred că de aici... De unde? De aici, de pe jos o să înceapă. Sigur! În halul în care se prezintă armata noastră azi, nu cred că va avea loc curând. Chestiunea asta, Radule, o va rezolva misiunea franceză și marele cartier. Flămânzii și dezbrăcați din tranșee o vor rezolva, domnule colonel. O vom rezolva-o tot, Radule. Apropo, Laura, de misiune. Am invitat doi ofițeri francezi din misiunea lui Berthelot, drag. La Chioaia? Mon Dieu! E să știți că azi eu nebunesc de-a binelea. Măgnuța, Luminița, fetelor, din nou la bucătărie, repede, repede, fetelor. Ai picat rău, Măgnuța, suntem la corvoadă. Unchiule, unchiule, Paul, aia e gata. Mulțumesc, mulțumesc, fetiță. Papa, papa, așteptă că nu s-o povesti, de-a mâine vii? Cum e? Și aici te-a dibuit vulpoi, Alexandre, dragă. E, vă las pe poziție. Eu trec la partea sedentară. Paul, te rog, spune-i că nu primesc, că sunt ocupat. Lasă-l să fie, domnule Vardaru. Să vedem ce vrea. Bine, să-l poftească. Ăsta, Radule, ori se pricopsește, ori moare în pușcărie. Am onoare, domnule deputat. Bună ziua. Bună ziua, domnule Comșar. Bună ziua. Cum ai ajuns aici, domnule Vezdianu? Necazurile, domnule deputat, necazurile. Așa. Dacă n-ar fi și pacostea asta de război și dacă n-aș fi și eu român... Da, da. Numai un bun român ca dumneata putea să înfrunte molima și să se avânte până aici. Când te vorbe de patrie, domnule Comșar, facem orice sacrificiu. Vorbește, domnule Vezdian. Aș avea nevoie de o mică aprobare de la interne, domnule deputat. Vreau să colectez alimente din această regiune pentru populația Iașului. Dacă e vorba de aprovizionarea Iașului, nu e nevoie de aprobarea comisiei ministeriale. E de ajuns o delegație din partea Consiliului Orășenesc. Bine, știu, dar să vedeți... Nu-i vorba chiar de populația Iașului. De armată? Da. Armata are serviciile ei. Domnule deputat, să vorbim pe șleau. Alimentele pe care vreau să le colectez nu le vând de fapt municipiului Iași, ci le voi trece pur și simplu frutul cu ajutorul unui om influent. Le vând unor negustori particulari. Bravo, domnule Vezbianu. Ca orice bun român, nu? Credeți că sunt un guguștuc, domnule Comșa? Dacă izbutim să trecem dincolo câteva mii de kilograme de zahăr, ulei, făină, ne-a pus Dumnezeu mâna în cap. Nu ți se pare că ceea ce faci e o crimă, domnule Vezbianu? Răpești hrana populației care și așa e măcinată de foame și exantematic, ca să o speculezi?
merit să fii deferit curții marțiale. Domnule Comșa, adică alții se pot îmbogăți, iar noi nu? Ofer jumătate din câștig. Destul, domnule Vesbianu. Și cred că nici domnul Vardaru nu mai are ceva de adăugat. Cu domnul Vardaru m-am înțeles uneori mai bine decât văd că mă înțeleg cu dumneata. Totuși, mi se pare că comisia se întrunește peste două zile la Iași, domnule Vardaru. Îmi voi îngădui să vă deranjez acolo. Domnule Vesbianu... Vă rog, domnule Vardaru, vom discuta mai pe larg acolo. Am onoare să vă salut. Bună seara! Netrebnic. Unii în tranșee, alții fac afaceri. Dar ce ceașteri s-o Vesbianu că a ieșit din pușcă, dai? De ce a venit Alexandre? Pot logări. Hai să mergem în pivniță să scoatem vin pentru masă. Și Paul de acolo de unde nu permit nimănui să se atingă. O mașină militară s-a oprit la noi la poartă. Un ofițer întreabă dacă poate sta cu cineva de vorbă. Auzi, Radule, ocupă de tot. Da, dragă Radule. Noi dăm o raită prin cotloanele secrete din pivniță, înțelegi tu? Patră! Asam, general! Asupra inamicului! În pivniță tot! Poftește-l aici pe domnul ofițer. Da, bănașule. Unisifor! Servus, domnule comisar! Dumneata aici? No, îți bucuros că te văd. Vă să zic că să mulțumesc cerului că m-a adus prin astea meleaguri, e? Ești la conacul domnului Vardaru. Ia știu, am aflat de la niște țărani care m-au ajutat să urnez mașina împotmolită în noroaile astea. Ei mi-au spus de conacul domnului Vardaru. Și ce te-ai gândit? E cu neputință ca domnul Radu Comșa să nu se bucure de căldura pufosului culcuș al domnului Vardaru. Spune că nu. Păi, nu știu cum te simți dumneata aici, dacă ți-e cald sau rece, dar știu că tare m-am bucurat cam să te văd și iată-mă aici. Și mie îmi pare nespus de bine. Sănătos? Sănătos. Dar ce zici de situație, domnule Misicor? Dezastru. Nu așteptam să ajungem aici. Dumneata știi, pentru mine război însemna ardeală, casa, părinții. Să trăiți, domnule Vardar! Dumneata, erai ofițerul, domnule Vardar. Din fericire pentru mine, domnule Vardaru. Altfel, nu știu când ne mai vedeam. N-a uitat și pe domnul colonel. Am onoare să vă salut. Iar spune-i, domnule Onisifor. Mă aflu de câteva zile la centru de instrucție de aici, din Chioaia. La noaptea asta mă întorc la Iași. Plec. Mă iertați. Vă las sănătoși. La revedere, domnule Onisifor. La revedere. După victorie. Te conduc, domnule Onisifor. Și voi da dispoziție oamenilor să se ajute să pornești mașina. Tineretul ăsta o să ne salveze, Paul. Da, sacrificându-se. Să sperăm că jertfele nu vor fi degeaba. Au sosit ofițerii din misiunea franceză, domnule colonel. Da? Ei, să le dăm onorul Radule. Mă iertați, domnule colonel. Dar am ceva important de vorbit cu domnul Vardaru. Te rezervi pentru trecerea în revistă, nu? Ia că vă las. Ascultă, Radule. Plec pe front. A venit și rândul meu. Pleci pe front? Da. Nu socotești că ar fi ridicol, Radule, să spui am venit să iau parte la marea epopee a retragerei, pentru ca după aceea un imbecil de general să te uite cu unitate cu tot pe cine știe ce parage, așa cum s-a întâmplat la Portugal. Plec cu orice risc, domnule Vardaru. Ajunge situația de învârtit, cocoloșit de influența dumitale și cu care știi bine că n-am fost de acord. Am ajuns să-mi fie rușine de mine. Bine. Nu te opresc. Totuși, privește bine situațiile, calm, fără panica din jurul tău. Papa! Uite, te va ajuta și luminița. Despre ce ajutor e vorba, papa? Are să-ți explice, Radu.
Eu mă duc să văd ce veșne au adus ofițerii francezi. Ce-a vrut să spună papa, Radule? Dar ce te-a supărat cineva? Vorbește, Radule. Plec pe front. Pe front? Imposibil, imposibil. Nu te las să pleci. Trebuie, Dumnezeu. Trebuie. Dar de ce trebuie? De ce? Trebuie să-mi fac datoria. Am huzurit destul. Datoria? Dar față de viața ta și a mea, n-ai nicio datorie? Viața noastră nu trebuie apărată? Ca să ne apărăm, trebuie să câștigăm războiul. Războiul? Pretutinde războiul. Îl urăsc, auzi? Îl urăsc! E odios! Numai răutatea oamenilor a putut să-mi născocească. Dar nu te voi lăsa să pleci. Radule, vreau să trăiesc, să ne bucurăm de viață. Să... N-avem dreptul. Și cine ne ia acest drept? Conștiința. Nu putem rămâne în afara tragediei semenilor noștri. A semenilor noștri? A tragedia mea, nu vezi? Știu, vrei să te sacrifici ca să salvezi orgoliul. Vreau să fiu alături de cei care suferă. Radule, atunci eu nu sunt nimic. Nimic. Dragostea noastră. Lumineța. Ce înseamnă dragostea noastră față de atâta lume îndurerată? Înțelege. Înțeleg că nu mă iubește. Greșești. Și mă doare că nu înțelegi. Ți-am spus și îți repet. Ești rațiunea mea de fi. Idealul vieții mele. Pe tine vreau să te apăr. Și prin tine pe toți. Pe toți cei care suferă. De ce nu vrei să mă ajuți? Să te ajut? Să te ajut să pleci pe front, nu? Și crezi că ducându-te acolo vei putea schimba cu ceva situația? În luptele decisive și un braț în plus contează. Dar nu pot să te las. Radule, dar ceva nelămurit îmi spune că am să te pierd și nu vreau. Ești egoistă, Lumința. Toți oamenii sunt egoiști când iubesc. Tu nu ești pentru că nu iubești. Și eu am dreptul să fiu egoist. Și eu. Ar mai presus de dragostea noastră. În momentul de față stă viața întregului popor. Aș fi dorit să fiu mândră de mine că plec. Lucifer, i-am spus când trece spre ea să vie să mă ia. Cum? În seara asta? Chiar acum. Radule, dar nu pot să cred că a putut să te convingă într-o carca un Lucifer. Mi-am dorit singur ultimele șovăieli după mine. Iubesc, Lumința, te ador. Așteaptă-mă, vom fi împreună. Ai necredere în mine, în steaua asta. Radule! Puca Mihai, de ce trebuie să fugă toți cei care vor să fie altfel decât noi? Plecând din mijlocul familiei Vardaru, de la conacul moșii Chioaia, Radu Comșa se duce pe front. În timpul luptelor de la Cașin, este grav rănit. În momentul de față îl găsim la Iași, internat în același spital cu sublocotenentul de rezervă Vasile Mogrea, cu care legase o strânsă prietenie pe front. Comșa, îți pot spune că azi soarele e generos cu tine. Peste câteva ceasuri după ce vei arunca în sfârșit mizeria asta de cârpă de la ochi, ai să dai peste un cer cu adevărat festiv. Te bucur de o atenție specială din partea providenței. Ai aerul că-ți pare rău. Moft. Îmi pare rău că a început să o cam rărească cu vizitele familia Vardaru.
N-a fost joi? Azi e duminică, comșa. Alte ori, domnișoara Vardaru venea în fiecare zi. Și uneori chiar și de două ori pe zi. Nu de altă, dar m-au învățat rău Vardarii tăi. Țigări fine, flori, tot felul de morturi. A fost de Sichișto. Știi cu ce mi-a cumpăt jagul gâtului de două zile, comșa? Cu chiștoace. Ce vrei, oamenii se schimbă. Poate că și noi ne-am schimbat, Mogre. Ceva nu mai este așa cum a fost. Te referi la domnișoara Vardal? Poate mai degrabă la mine. O iubești, comșa? Dacă o iubesc? Poate mai mult. Dar nu la asta m-am referit când am spus că ceva nu mai este așa cum a fost. Înțeleg. Te gândești poate la gura și la ochii tăi care s-ar putea să nu mai fie cum au fost. Crezi, oare, că subțirea obrazului meu... Iartă-mă că trebuie să spun, dar va fi vântul care va stinge-o pe luminița din viața ta. Dacă ai alte gânduri, nu sunt decât iluzii, comșa. Faceți parte din două luni și dă-mi voie să văd mai mult decât poți vedea tu acum legat la ochi. Faptul că a început să vie să te vadă la câteva zile, nu-ți spune nimic? Fraților, fraților, au sosit în altele personaje anunțate, fiecare la locul lui, fiecare la locul lui! Mulțumesc, mulțumesc, capitale Simeon. Hai, comșa, să te conduc la pat. Bine că sunt... Periați, ferchezuiți, curat. Spitalul să-l vezi, comșa, nu-l mai recunoști. Pavoazat ca o sorcovă. Că vin. Am intrat în salonul de alături. Uh-huh. Vrei să știi cine ne onorează, comșa? Un general scurt și obez, stacojul la față, cu părul și mustățele albe. Aha, vorbește cu capitanul Simeon. Mamă, stă să crape în tunica prea strânsă. Parcă-l și văd, generalul tip. Ce de-a mai curele, nene. Fie zi și curme zi. Avem și pantalon cu lampas, ghet, janvier. Te-l auzi cum scârții? Nu-l aud mai mult cum vorbești. Auzi, comșa, pentru ce și cine ai luptat? Taci că se apropie. Uite și o doamnă. Pieptoasă, măi, comșa, ca un jandarm calare. A, avem și lor, nu? Îi privește pe vieții răniți cum ar privi expozițiile de jale. Au intrat la noi în salon. Screște-te, doctore! Ne va susi în curând un transport de aparate ortopedice de cel mai perfecționat model. Oh, ce o plăcere să le utilizați, doctore! Oui, monsieur. E cine? Locotenentul Comșa? Da, da. Oh, viitorul cine al lui Vardar. Exact. Recunoștința țării, locotenente. Am să-l felicit pe Vardaru. Eh? Ochi. E da, sigur. Oh. Da. Bine, se poate trăi foarte bine și fără ochi. Vindecat, domnule general. Da? Mâine ne părăsește. Cua? Doctore, vindecat. Mese prodigie. Bravo, locotenente, cu atât mai bine. E da. Și dumnealui, doctore? Sublocotenentul Mogrea, rezervist, profesor, citat pe ordin de zi pe corp de armată, singur cu mitraliera menținut poziția. Moft, moft, bravo tine! Pregătim viitorul! Pregătim cine? Eu cu dumneata? Moft! Moft cu moft. Se poate trăi foarte bine orb sau fără picioare, nu, domnule general? Domnule sublocotenent, domnul general! Rănile, nu luați în seamă, domnule general. Zdruncinări psihice. Da, da, înțeleg. Mi se pare că am vizitat toate saloanele, nu, doctore? Da, da. Putem pleca. Da. Moft, nu, doctore, nu, nu zdruncinări psihice, influența revoluției în Rusia.
Ai auzit, Comșa? Am să-l felicit pe Vardaru. Se poate trăi și fără ochi. Imbecil ca aceștia nu trebuie uitați. Omul uită și iartă, Mugre. În uitare stă toată puterea noastră de a trăi. Tu vorbești, Comșa. Tu care ai suferit? Ai văzut prea multe ca să te mai poți amuza. Sau să crezi că dacă o rachetă de tenis nu-i bine racordată, e o nenorocire. Sau că milioane de oameni care muncesc și n-au ce mânca e doar un fapt divers. Vezi tu unul dintre aceștia, Mugre? Nu trebuie să uiți nimic, Comșa. Asta e. Va trebui să lupți pentru ca să nu mai fie ce-a fost. Mi-ar părea rău ca mâine din tot ce-am hotărât și-am pus la cale aici și pe front să nu rămână decât un simplu moft. Ai viziunea unui revoluționar, Mugre. Eu însă... Tu însă ai fi gata să slujești din nou unui război al burgheziei? Nu, Mugre, am urât și urăsc războiul. Dar prin el am înțeles și mai bine care va trebui să fie adevărata viața omului de mâine. Uităm, nu? Dar rănile mele, dar ochii tăi, dar sutele de mii de oameni morți sau schilozi, ca și noi, sunt mofturi, Comșa? Se pot uita? Nu, Comșa. Sunt răni care nu trebuie uitate. Sunt răni din care trebuie să nască ura față de toți acei care se aseamănă cu oamenii care ne-au listat acum. Dacă ai să le uiți și dacă am să le uit, atunci suntem niște mofturi. Iar războiul nu a fost o școală de viață, așa cum ai numit-o tu, ci doar un mare asasinat. Și acum m-am dus. Până la ora 5 sunt înapoi. Iar plecări misterioase. Desigur, împreună cu capitanul Simion. Ești tu de aici și îți vom lămuri misterul. Și asta curând, poate chiar mâine. Până atunci, regret că nu pot să asist la evenimentul resurecției tale. Te voi găsi în via. Uite că vine medicul, l-am șters. Locotenente, a sosit ziua execuției. Ți-ai făcut rugăciunea? Rugăciunea? Nu cred decât în rațiune, domnule doctor. Hai. Hai să-i punem mantaua pe umeri. Așa. Apucă-l de brațul celălalt, domnule infirmier. Astăzi vom spune. Lumină și lumina a sosit. Ah, uite-o și pe domnișoara Varda. Ziua de azi ne întâmpină cu lumină și cu flori, domnule locotenent. Bună ziua, domnule doctor. Luminița. Radule, hai, sprijină-te de brațul meu. Așa, Radule, de ce? Așa, Radule. Hai, hai, curaj. Ne aflăm după război în vara anului 1919 în București. Alexandru Vardaru a ajuns ministru de interne, iar colonelul Paul Vardaru, general. Noile idei ale lui Radu Comșa nu prea sunt pe placul familiei Vardaru. Luminița suportă cu greutate infirmitatea lui Radu și se depărtează cu fiecare zi de logotnicul ei. În holul casei Vardaru din București, Luminița stă de vorbă cu prietena ei, Magda Dobreanu. Sună telefonul, fata din casă ridică receptorul. Alo, da. Casa domnului ministru Vardaru. Cu domnișoara? Domnișoară, domnul Șerban la telefon. A, domnul Șerban? Alo? Da, domnule Șerban. Cum? A, nu, nu, nu. Nu, ies chiar acum în oraș. Da, diseară suntem acasă, puteți telefona. Da, la revedere, la revedere. Asta e, Măgduță. Te l-ai vedea pe Radu. Dar, în definitiv, cum arată? E mult mai desfigurat decât mi-aș fi închipuit. Gura lui,
Gura lui frumoasă. Te știi cum arată? Are buza de sus spindecată. Oh, ce vorbești? Parcă rânjește continui. Se văd doi dinți, gingia. Oh, e oribil, oribil. Aș vrea să-l văd. Unde e? Când vine? E dincolo în birou cu un prieten al lui, un profesor cu care a luptat pe front. Și el, ce spune de toată situația asta? Bănuiesc că se chinuie și el ca și mine. De la i-a auzit vorbind, uneori mă înspăimânt, are niște idei. Vorbește de o lume pe care nu cunosc, care nu e a mea. Alteori însă, tot ce vorbește e adânc, subtil. Mă apropie atunci de el cu dorința sinceră ca să-l îmbrățișez, să-l sărut, dar, nu știu, deodată ceva ca un duh rău se strecoară între noi. Cuvintele bune încremenesc pe buze, gestul dispare. Doamne, de l-aș putea asculta fără să-l privesc. Unde era eu frumos tot inioară? Era atât de simplu înainte. Mi se părea că totul are să fie veșnic. Și ce o să faceți acum? Nu știu dacă am ști. Dar simt că nu mai pot trăi așa. Nu mai pot, nu mai pot. Hai să ieșim de aici. Luminița, stai. Uneori parcă mi-e greu să dau ochii cu el. Mi-e urâtă casa asta, toți. Hai să fugim cu mașina spre pădure. Hai, Luminița. Hai, măgătuță, nu mai. Hai, hai. Luminița, unde lergi așa? Mă întorc repede, ratul, mă întorc. Domnilor miniștri, domnilor deputați, doamnelor și domnilor. Ce zici de Vardaru Comșe? Își pregătește un discurs guvernamental. Și nu-l poate pregăti decât dacă se plimbă în aer liber, adresându-se unei mulțimi imaginare. El ministru, iar noi... Mogre. Niciun mogre. Aș vrea să știu, după atâtea suferințe câte ai îndurat pe front, după toate câte le vezi acum, după ce s-a sfârșit războiul, și după toată înfrângerea morală pe care bănuiesc o înduri, ce ai de gând să faci? La ce te referi? La tot ce se petrece în jurul tău. Sper că nu la faptul că n-am ajuns miniștri. Că ne conduc aceiași incapabili, aceleași lichele. Mogre, ești în casa domnului Vardaru. Moft! Știu că ideile tale și ale mele îl incomodează pe Vardaru. După cum mai știu că prietenul meu, Comșa, este tratat aici cu indulgență. Și că pentru domnișoara Luminița a încetat să mai fie... Exact cum ți-am atras atenția încă de la spital. Junele frumos, demn de ilustrat pe coperta unui jurnal monden. Într-adevăr, de când m-am întors de pe front, am găsit altă luminiță. Mai închisă, mai rece, mai matură, parcă. Eu o iubesc pe aceea de atunci și pe care o caut în casă de acum. Și nu o găsesc. Nu mai găsesc. Dar Luminița e aceeași de totdeauna. E fata aceluiași Vardaru. Face parte din aceeași lume. Tu însă n-ai fost și nu mai ești același Comșa. Tu! Răspunde. Vrei să mai rămâi în casa asta baletului Vardaru? Să continui să-i servești interesele într-un birou avocațial? Pentru ce ai luptat? Pentru ce ai suferit? Pentru că să știi că dacă Vardaru te mai tolerează aici, e fiindcă mizează că într-o zi vei servi ideile lui politice și că în tot ce gândești acum te socotește diletant. E liber să creadă ce vrea. N-am nimic comun cu politica lui Vardaru. Și ca dovadă te anunț că m-am înscris în Partidul General. Ce? Cum ai ajuns acolo, Comșa? Vardaru știe? Nu mă interesează dacă știe sau nu. Dar Luminița? Se închipui că n-am libertate să fac ce vreau? E un partid nou. Nou? Nu mai naivi cred asta. E un partid creat cu scop de diversiune chiar de patronii lui Vardaru. Așa că fii sigur că nu s-a supărat dacă ar afla că ești înscris și tu. Greșești, Mogre. De ești naiv, Comșa. Aici vor să atragă și să adoarmă cu vorbe și promisiuni pe toți acei ce au deschis ochii acolo, pe front. Și unul din aceștia ești și tu. Vorbești întocmai ca la întrunirea conspirativă care a rămas de pomină la Iași. După ce am ieșit din spital, ții minte, când ne-am adunat să punem și noi bazele unei noi orânduiri, și n-am făcut nicio scofă. Și tu eziți întocmai ca și atunci. De altfel ca și o bună parte din intelectualitatea olmocită de burghezie. Trezește-te, Comșa! Caută-ți drumul tău! Eu cred că l-am găsit.
În noul partid în care m-am înscris sunt alți oameni. Oameni cu care se va putea înfăptui ceva. Da-ți faci iluzii. Îți amintești de promisiunea pe care a făcut-o generalul soldaților pe front? Că le va da pământ? Da. Au făcut-o de frică, fiindcă erau la strâmtoare și fiindcă le era teamă să nu se întâmple și la noi ca în Rusia. Dar votul universal a schimbat ceva din orânduirea care a fost? Nimic. Exploatați de o parte, exploatatori de alta. În noul partid numai tu ești om, ca și aici, în casa lui Vardaru. Alo? Da? Cu domnul ministru Vardaru? Un moment. Eu am plecat, Comșa. Mergi și tu? Te conduc puțin. Știi, Comșa, n-am chef să dau ochii cu Vardaru. Pornit cum sunt... Înțeleg. M-a chemat, domnișoarele? Anunță pe domnul Vardaru că e chemat la telefon. Da, imediat. Mă întorc imediat. Hai, Mugăre. Conașule! Conașule, poftiți la telefon. Domnul general a ieșit mai jos. Nu, stă pe verandă de vorbă cu domnul Jacques. A venit domnul Jacques? Poftește aici? Da, imediat. Alo? Da. Ah, tu ești Mișule. Da, sigur, sigur. Mă găsești după amiază la minister. Pa, pa. Da. Ai fost inspirat, Jacques Drailo? Dacă mergeai în refugiul la Iași, tot ca din grămâne. Ce era să fac, dragă portă? A, vă salut, domnul ministru. Pe unde mă îmbrejac de două săptămâni? Alerg să pun mâna pe o fabrică de sticle de la Mediaș. Ardeal. Mină de aur, vorba lui Vesbian. Bravo, Jacques. Na, nici un bravo. S-a băgat unul de la Banca Românească peste mine. E o comoară, Mediașul Alexandru. Comoară. Ascultă, ce ai zice de o societate anonimă pe acțiune? Pol președinte, eu director general și tu membru în Consiliul de Administrație. Nu-ți râde? Eu nu mă pricep decât în agricultură. De ce nu-l cointeresez pe Vesbian? Știi doar că a ajuns al doilea rege al petrolului din România Mare. Cu Vesbianul e alt cântec. Și când a ajuns rege, a paralizat mititelul. Și spui jert. Să-i fie de bine. Uite, dă-mi-l pe Comșa ca om al tău, Alexandre. O Comșa? Da. Comșa a venit de pe front cu niște idei. Nu? Știi, Alexandre, mi-a telefonat azi de dimineață consilierul Șerban. Am uitat să-ți spun. Și ce vrea? Întreba ce-ai făcut cu numirea lui Fiță. S-a trezit cam târziu. Am auzit totuși că posturile bine, să mai vorbesc eu la externe. Deocamdată te anunț că discursul pe care îl pregătesc mi-a făcut o poftă de mâncare, Laura. Ei, puteți trece la masă. Și Luminița? E cu mătuța, Nora. Vreau să-mi arunc o ultimă privire pe sfârșitul discursului. Vă urmează îndată și eu. Bine. Hai, Jacques. Da. Hai, Paul. Da. Domnilor miniștri, domnilor deputați, pătrunși de spiritul de sacrificiu al ostașilor noștri, și de dorința mai strățeșa. Ai venit, Radule. Uite, Radule, ai aici discursul. Ai grijă să fie bătut la mașină. Mergi cu mine la Parlament. Nu, domnule Vardaru. Nu? Înțeleg. Discutăm de pe poziții diferite, nu? Pozițiile au fost totdeauna diferite, domnule Vardaru. Nu, Radule, nu. Judeci așa de când umble cu Mogre. Să-l lăsăm pe Mogre. Tocmai despre el e vorba. Nu ți-a spus că am avut o discuție cam vehement împreună? Nu știu nimic. Și ce voia? Nu aș putea să-ți spun exact ce voia. A început prin a-mi spune că are de îndeplinit o datorie față de tine. Datorie? Că ne purtăm ingrat cu tine, că Luminița... Ce a putut el să spună de Luminița? În rezumat, că el este sigur că această căsătorie nu se va face. Mă surprinde. Nimic nu îl îndreptățea să explice ceea ce aveam eu de explicat. Dar despre ce explicație e vorba, Radule? Domnule Vardaru, să încep cu un lucru, dacă vreți, mărunt. Obrazul meu nu mai era fel ca mai înainte. E schimbat. Desfigurat. Asta se repară la Viena în câteva săptămâni. De altfel, e singura care decide e numai Luminița. Și cu timpul, desigur, că se va deprinde. Încep să regret războiul. Acolo oamenii nu aveau nevoie să se deprindă ca să mă suporte. Ai început să vorbești ca Mogre. După cum vezi, nu obrazul, ci ideile sunt acelea care... Care nu mai sunt cum au fost. Nu, domnule Vardaru.
Credeam că ne cunoaștem, Radule. Uite, până oară, eu odinioară puteam să spun despre tine ce ai face în cutar sau cutar împrejurat. Fiindcă adoptasem o anumită mentalitate. Ai venit singur. Te-au ridicat calitățile tale. Îmi pare rău că te descoper contaminat de boboală nefastă. Când ai plecat pe front, erai un om moral, echilibrat. Nepăsător față de suferințele altora, vreți să spuneți. Știu. Dar acolo m-am descoperit, așa cum ne-am descoperit de altfel mulți. Și am socotit o dezertare dacă nu am continuat lupta aici, pe frontul intern. Iată-mă și dușman, Radule. Nu e vorba de așa ceva. Ba este, Radule, este. Ai spus-o răspicat. Am mentalitate supărătoare. Adică reprezint pe frontul intern dușmanul împotriva căruia, dacă n-ai lupta, te-ai socoti dezertor. De altfel, aceasta o gândeai probabil mai de mult. De atunci de când ai hotărât singur la chioaia să-mi deschizi magazinele și să-mi împarți grâul țăranilor. Am spus că a fost un act de dreptate. Nu, nimic de zis, nimic de zis. Dar ține minte, ideile generoase duc la dezastru, lirismul la catastrofă. Catastrofele nu le produc decât indiferența oamenilor față de suferințele celor mulți. Dar noi vom lupta tocmai cu această nedreptate. Noi? Care noi? Noi toți. Toți cei care au fost în șanțuri, în spitale. Radule. M-am întors saltul, după cum vezi, domnule Vardaru. Firesc să-ți plac mai puțin. Dar m-am întors altul și pentru Luminița. E bine, în numele celui de atunci, acelui care am fost, vreau să-i ofer deslegare. Radule, tu crezi că noi am vrea să... Mă doare că trebuie să vă spun. Luminița a fost viața mea. Eram sigur că am să o fac fericită. Dumneata, nu pot să înțelegi. Te-ai întrebat vreodată ce semnificație a avut dorința lui Mihai de a fi îngropat pe locul unde a căzut pe front? E cea mai răspicată desolidarizare de neamul vardarilor. Și el ar fi fost ca și mine. Și dacă dumneata stărui și nu mă înlături încă din drum, e pentru că mai sper să pui ordin aici, în obrazul și în inima mea. Radule, Radule, n-aș permite... M-ați îndepărtat, m-ați îndemnat să săvârșesc lașități. M-ați depărtat și înstrăinat de obârșia mea, de sat, de pălmașii mei de acasă. Radule. Ei bine, de astăzi înainte nu voi mai fi marioneta trasă de sfori în mâinile dumitale. Nu! Nu, domnule Vardaru! Radule... Radule! Stai! Ce s-a întâmplat, papa? Întreabă-l pe Radu. El e în măsură să-ți dea lămurire. Vă las singuri. Ce s-a petrecut între tine și papa, Radule? Te-a mâhnit cu ceva? Vorbește. Discuția pe care am avut-o cu domnul Vardaru nu se mai poate să continui mâhnire. Ce mai degrabă, eliberare. Pentru cine, Radule? Pentru amândoi. Tu te-ai socotit captiv? Și unul și altul. Radule, dar... Luminița. Aș vrea să mă asculți. Și dacă se poate să mă și înțelegi. Da, Radule. Recunoști că toate încercările noastre de a alunga tot ce s-a furișat rău între noi de când am întors de front au fost și cred că vor fi zadarnice. Crede-mă, mi-a trebuit mult curaj să mă hotărăsc. Ce să hotărăști, Radule? Nu-i ușor să te rupi de ceea ce ți-e drag. De viață, da. De dragoste. Radule, Radule! Nu mai suntem ceea ce am fost, Luminița. Suntem aceiași dintotdeauna. Nu, Luminița. Nu. Ne mințim. Ăsta e adevărul.
Ne spionăm ca doi străini. Ne urmărim gesturile, vorbele. Da, e drept. Sunt uneori uricioasă cu tine, recunosc. Ce vrei, Radu? Nu știu ce am de la o vreme. Nu știu cum sunt. Uneori vreau să fiu sinceră și nu pot, nu pot, nu mă mai recunosc. Radule, mai ești supărat pe mine? Spune, mă ierți? Luminiță. Luminiță mea. Radule, știi că a fost măgâța pe la noi. Cu ea am plecat când m-am strigat. M-am dus cu ea la pădure, acolo unde am fost zilele trecute amândoi. Radule, nu vrei să fugim cu mașina într-acolo? Ca să ne întoarcem cum ne-am mai întors? Cum, Radule? Parcă te văd. Gonin nebunește cu bărbia plecată peste volan, cu ochii în lacrimi. Nu-i adevărat! Nu-i adevărat! Ți s-a părut! Luminița, înțeleg tot ce se petrece în tine când taci. Știu că lupți să-ți birui suferința. Nu vreau să te mai chinui. N-am dreptul să fiu egoist. Radule, dar... Privește-ți în suflet și vei vedea că nu mai ești ce-ai fost. Poate. Poate, dar cine e? Ajută-mă tu, Radule. Ajută-mă să-mi lămuresc ce se petrece aici, în inimă. Care suntem cei adevărați? Cei adevărați au murit. Dar tu nu ești mort! Nu ești mort! Ar fi fost mai bine. Aș fi rămas în amintirea ta, Radu cel frumos, californianul filmelor din Los Angeles, pentru care te invidiau colegele. Mă invidiau, e adevărat. Atunci, cum crezi că va putea îndura orgoliul tău infirmitatea mea? Mă voi obișnui. Te vei obișnui cu schilotirea mea? Da. Oh. Îți voi ajunge o povară. Mă vei urâ, te asigur, în resemnarea ta. Și resemnarea nu înseamnă fericire, Luminița. Nu. Dar nu va fi așa. Nu va fi. Vom pleca la Viena și acolo vom repara toată mizeria asta de pe fața ta. Nu este așa. Mai spune, Radu. Iată pentru ce m-ai iubit, Luminița. Iată pentru ce ți-ai rărit vizitele la spital. Nu, Radu. Acum îmi explic ceea ce n-am îndrăznit să-mi lămuresc atunci. Nu. Nu te lasem imaginea ideală a bărbatului visat. Nu-i adevărat. Nu-i adevărat. Eu te iubesc și acum. Și acum, Radule, dar nu reușești să crezi nici tu. Cu sufletul ăsta vrei să rămâi lângă mine, Luminița. Să avem cămin, copii. Ce nu vrei să înțelegi? Ce să înțeleg? Că alergăm după umbre, după umbrele trecutului. Asta suntem, Luminița. Dar eu nu pot, auzi? Nu pot fi un trecut. Nu, nu, mai bine să sfârșim. Nu, Radule, suntem două luni care nu se pot pătrunde. Ne disparte o prăpastie. Tu nu știi să abdici, Luminița. Tu nu știi să te sacrifici. Nu. Încerc, Radule. Încep să învăț că viața e mult mai crudă decât aș fi crezut. A rupt ceea ce credeam noi veșnic ca timpul. Încep să învăț că trebuie să ne mulțumim cu puțin. Că trebuie să ne facem fericirea din... Tineresturi, nu? De ce eziți? Da, Radule, din ceea ce mi-a mai rămas. Hai să încercăm să fim alții. Hai să uităm tot ce a fost urât între noi doi, tot ce am fost. Vrei, Radule, hai să ridicăm o viață nouă. Cu un suflet ruinat nu se ridică o viață nouă. Dar înțelege-mi, peste putință să mă gândesc că n-am să te mai afli.
Dar n-am să-ți mai aud pasul. Tu ești vinovat de tot ce se întâmplă între noi. Tu! Numai tu! Tu ai dorit să pleci pe front. Liniștește-te, te rog, Mirița. Mirița. Poate că ai dreptate. Poate sunt vinovat față de viața ta. Nu însă față și de conștiința mea. Eu nu sunt conștiința ta. Eu care sufăr, eu care... Tu n-ai să-ți reproșezi nimic. Nu m-ai iubit niciodată. Niciodată. Te iubesc mai mult ca oricând. Ai fost și vei rămâne toată dragostea. Nu-i adevărat, nu-i adevărat, minți, minți, pe mine nimeni nu mă mai poate iubi, Luminița. Nimeni. Auzi? Te iubesc. Te iubesc, Radule, te iubesc. Hai, hai, strânge-mă în brațe. Sărută-mă. Lasă-mă să te sărut. Vreau. Vreau. Ai ezitat să mă săruți? Ai ezitat? Știu. Nu mai am gura de altă dată. Și nici obrazul. Nu, Radu. Sunt slut. 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 Și vrei să mai cred în dragostea ta? În dragostea noastră? Radu. Nu, Luminița, nu. Morții nu învie niciodată. Radu. Niciodată. Nu, Radule. Niciodată. Alo? A, domnul Radu Șerban? Dacă puteți veni astă seară... Da. Da. Sunt acasă. A trecut câțiva ani de la despărțirea lui Radu Comșa de familia Vardaru. După cele suferite pe front, ca și după deziluzia cu Luminița, Radu Comșa, însetat de dorința de a servi o cauză dreaptă, e târât repede în vâltoarea frământărilor politice. Lipsit însă de o matură experiență de viață, se lasă înșelat de amețitoarea pălăvrăgeală a demagogilor. Dar spiritul lui de cinste și dreptate nu poate fi pus în slujba unui scop care e departe de a răspunde năzuințelor sale. Chinuit de gândul că nu poate înfăptui o dreptate socială și dezgustat de faptul că în plină campanie electorală și în preziu alegerilor este arestat, își prezintă demisia. Ne găsim acasă la Radu Comșa, într-o cameră modestă, sărăcăcioasă, în amurg. Radu Comșa e slăbit și mai îmbătrânit. Mogrea intră trântind ușa. Comșa! Auzi, Comșa! Vardarul a vândut grâul nemților în ajunul războiului și tu habar n-ai avut! Intransigentul antantofil! Iată cine au ajuns miniștri! Trădătorii! Cade guvernul, Comșa! Toate ziarele de opoziție fac cor. Cine o fi demascat? Nu mă interesează. Ai citit ziarele? Le-am citit. A fost și generalul Vardaru pe aici. Generalul? Trimis de Alexandru Vardaru, desigur. Dorea să stea de vorbă cu mine. L-am refuzat, venise să mă ia cu mașina. Pac de amiciție, ai?
Te bănuie de instigații. Vezi să nu te trezești cu Vardarul aici. Pentru că nu-l văd deloc dispus pe Vardarul să-și ofere capul. Îl privește. Ei, ia spune, pe unde mi-ai umblat, frate, atâta vreme? Am fost la țară, la mare. Ia spune, mai ești botos pe mine? Iartă-mă, Comș. Așa sunt eu, un moft. Să te iubesc, Comș. Auzi, eu te iubesc. Nu ești singurul meu prieten? Zici că ai fost la mare, dar nu ți-am citit numele în cronica mondenă. În schimb, pe al fostei domnișoare Vardaru și al... Al soțului ei. De ce zici? L-ai cunoscut? Un mof! Să fi căutat Vardaru în toată România mare, lungă și lată, și nu găsea o mediocritate mai perfectă decât acest Radu Șerban. Ne-ai fost ușor, domnișoare Vardaru, să te schimbe. Are jumătate din numele tău. Ai terminat? Nu încă. Am venit să-ți spun că am renunțat să plec la liceul din Ardeal, unde am obținut în sfârșit catedra. Rămân aici ca să crap de foame. Cum? Te uimește? Nu vreau să-i rămân datorului Vardaru cu nimic. Crezi că nu am aflat de apelul tău indirect la el? Bine, dar... Mă duc să le trag un perdaf ăla de la minister și mă întorc repede. Știi că ne-am dat întâlnire cu cineva aici. Nu te aștept cu cine. Vasile Breazu de pe front. Îl mai ții minte? Vasile Breazu? Cum și de unde a apărut? Are niște necazuri. Ce-o spune el mai bine decât mine? La revedere! Vasile Breazu. Ce am realizat din toate proiectele noastre făcute pe front. Intră! Bună ziua, Radule! Dumneata aici? Domnule ministru de interne. De ce te mir? Dacă n-ai vrut să stai cu Paul de vorbă, bănuiesc că față de mine... Doar ți-am fost ca și un părinte. Cândva, domnule Vardaru. Și acum mă socotești dușman? Eu am ținut și țiu la tine. Mi-ai dovedit-o mai ales ultima dată în campanie electorală, când ai ordonat arestarea mea și a prietenului dumitale, Jacques. Eu? Niciodată. Tu însă instigi o campanie de calomnii împotriva mea. Ai putea să-mi spui de ce? Domnule Vardaru, crezi într-adevăr că eu sunt acela care a dezvăluit opinia publică că ai făcut afaceri cu nemții? Ești singurul care ai știut că am vândut grâul nemților. L-ai uitat pe Maier? Maier n-ar fi avut niciun interes. Și eu de ce aș avea? Uiți că faci parte dintr-un partid de opoziție și că un scandal public în jurul unui membru din guvern v-ar servi interesele. Dar eu nu mai sunt membru al acestui partid. Nu mai ești? Da. De când mi-ai servit dumneata cea mai bună lecție politică și socială? Eu? Te înșel, Radule. Tu ai fost acela care ai ales. Tu n-ai vrut să rămâi lângă mine. Te-a furat demagogia noului partid și naivitatea ta te-ai lăsat târât. Sunt sigur că după cele afirmate te-ai lepădat de nefastele idei de împrumut. Uite, sunt gata să te invit să colaborezi alături de mine. Tu ești un om, Radule. Meseria de valet politic este incompatibilă cu aspirațiile mele. Cel puțin acum. Vă să zic că rămânem pe poziție. Rămân în lumea mea. Gata pentru răfuieli supărătoare. Este un antagonism de neevitat. Ar fi dezastros, Radule, să constat că nu ești sincer. Pentru că atunci îmi voi lua dreptul să mă apăr. Și eu, când mă apăr, lovesc foarte tare. Știu. Și dacă... Crezi că nu am fost lovit îndeajuns? Lovește până la capăt, domnule Vardaru. Oh, ce surpriză! Un ministru în funcțiune și eroul unui scandal public în casa unui anonim membru al opoziției. Uimirea și rânjetul tău, Jacques, miros de departe. Pardon, pardon. De acum încolo, domnule Jacques. Haide, lasă ironia. Cui s-o las? Ție? Care ți ironizezi prietenii arestându-i? A fost o măsură arbitrară a autorităților locale. Da, în ajunul alegerilor. Hoți, care ne-ați furat voturile. Mă rog, ce cauți aici?
Ha, nu te amuză ce scrie în presă? Șantaj ordinar. Adevărul spus pe față nu-i ordinar. Ah, așadar, tu ești instigator. Apăr adevărul. Demagog și calumniator ordinar. Voi ordona să se confiște această fițuică șantajistă. Da? O gazetă politică nu-i societatea de gaz metan de la Medias, pe care ai acaparat-o prin alții, ca să-ți cocoți în frunte pe drăgălașul tău ginere. Șavră care te-ai oploșit atâția ani în casa și la masa mea. Asta să mi-o spui mâine, după ce se va întruni Consiliul de Miniștri și când, desigur, veți zbura toți din guvern. Chicălos! 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 Ce ai de spus, Radule? De cinstea ex-patronului tău. Ne dai o mână de ajutor? Ești singurul în măsură să știi mai multe despre Vardaru. Domnule Jacques. Servești cauza, Radule. Gândește-te. Nu mai servesc pe nimeni. Da? Adică pe Vardaru. Pe noi însă te obligă conștiința, sentimentele de român. Dar pentru ce ai luptat? Pentru ce am luptat, da, nu poate înfăptui nimeni. Nimeni, domnule Jacques. Și nu pentru dumneata și idealurile dumitale am luptat. După cum, dacă aș fi știut că noul partid voi întâlni oameni ca dumneata, fi sigur că nu m-aș fi înscris. Te-a cumpărat Vardarul. Te poftesc să ieși afară. Da? Mă dai afară? Trădezi ideea. Ieși afară! Trădător! Ai să te căiești! Ai să-ți muști mâinile, domnule Comșa! Nu lua în seamă. Ia, ce-s? Știți? V-am căutat Spiegel. O ajuns, da, domnul Vardaru? Are bardist la poartă? Da, mă tem că s-or fi ticăloși așa ăștia. Hai. Ia spune, Brazule, mai știi ceva de cei de pe front? Apoi de pe front? Apoi Bocăneț să zice că s-o lua după unii de când iau să facă revoluție. L-o băga la poșeal, l-o închis. Mucenicu încă aș dea s-o aranja bine, își fă din osul. O murit astea. Bravo, fraților! La poroabă ca la cașin. Să trăiesc, domnul Slobodinen Mogre. Ce, domnul Slobodinen? Gata, s-a dus războiul. Zi, Mogre. Aici altfel de luptă, Breazule. Păi, nu mă pricep ce fel de luptă o fi aici. Dar văd că unii s-au bătut pentru România mare și alții s-au cocoțat de o cărmuiești. Noi suntem eroi, Breazule. Eroi cu tinichele pe piept. Am avut dreptate, Breazule, când vă spuneam la cașin că-s mofturi promisiunile de pe front. Ați luptat. Și cu ce v-ați ales? Cu un lot de 3 hectare de lut și prunduri. Mor de poamii pentru patrie și stat, Breazule. Iacă așa ne-o răspăti statul cel de azi pentru care unii dintre noi ne-am lăsat și olanele pe front. Statul boierilor, domnule locotine în Comșa. Al netrebnicilor, al lichelelor, Breazule. Și ai vrea să ai un stat al tău, măi, Breazule? Aneu, a dumitale, a cuiochii. Numai să fie drept. Auzi, Comșa, ia aminte pentru cine trebuie să lupți. Pentru cei cu un lot de prunduri și lut. Cunosc toate mătrăpăslucurile săvârșite la țară. Sunt de ajuns de informat. Aceleași asupriri, aceeași aprigă dorință de parvenire la țară ca și aici. Da, păi, că sunt destuși dintre acei care s-au prezentat cu plocoane la domn primar și-au căpătat loturi pe sprinjeană. Nedreptatea e aceeași, pretutindeni, Brazule. Păi, dar dacă e așa, noi ce facem, domnule locotenent?
stăm cu brațele încrucișate și ne zgăim la cei de să pohopsesc? Auzi, comșe? Dar păi să punem umărul cu toții la oaltă, că din nu s-o mântui, ne îngroapă otomanii de vie, așa cum vor să ne îngroape și la noi în sat. Că, știți, ne-am împlinit și noi să ne zgăbăm opte, care nu era pe placul croncanilor din sat. Opte pentru tăietul unei păduri. Și am intrat într-un proces. Opște pentru tăiatul unei păduri? Da, dar păi că doar năducul ăsta m-a mânat la mine ta. Că am pierdut procesul. Din o săca la inimă și la pungă. Când astea brezule? Ia, azi primăvară. Numai poate ne-o dat neavoastră, domnule locotenent, o mână de ajutor. Că doar, da, am pătimit împreună. Cu dragă inimă, brezule. Ia că aveți dosarul cu toate actele de acasă. Văd că procesul s-a încheiat. Cum? Ai venit prea târziu. Ce? Ai pierdut și în casație. Cum? Racan de mine, domnule locotenent. Și nu mai este nici de făcut? Nimic, brațule. Nimic. Iamu, nu-i mai rămâne alta de făcut. Că să ne așternem la pământ cu toții și să peiem așa cum o perie și dreptatea în țara românească. Da, bună veste lui Duh și oamenilor de Madaste. Du-te, brazule, și spune-le că suntem destui care luptăm și pentru voi. Să trăiți. Cum să? Auzi, comșă, nu vrei să-mi spui de ce ai rămas atât de abătut? N-am niciun motiv să fiu altfel. Moft! Ia spune-mi ce ai făcut la țară. Acasă la mine nu mă mai cunoaște nimeni. Nimeni, mogre. Învățătura de carte m-a îndepărtat de mii. Mi-a deschis porțile altei lumi, care nu e a lor, dar care astăzi nu mai e nici a mea. Vino lângă lumea care pregătește viitorul. Viitorul? Care viitor? Ah, de prisos pentru mine, mugă. Lumea aceasta a ucis un bun pe care abia acum îl prețuiesc. Setea de a trăi, mugă, a realiza. Ceva s-a stins, a murit în mine. Da? Tot ce a fost curat și bun acolo pe front, e acum călcat în picioare. Tot ce ar fi putut fi altfel, e astăzi negoțătorit, vândut la mezatul politic al României mari. Pretutindeni înfrângeri. Dar de ce te socotești înfrânt? Trebuie să lupți și să învingi, comșa. Pentru cine să lupt? Pentru care lume? Pentru lui Jacques? Pentru lui Vespianu? Pentru Richele și îmbogățiți? Nu, mogră. Nimic nu s-a schimbat de la Cain la Abel. Nici noi nu o să schimbăm nimic. Istoria de mâine vom făuri-o noi. Noi milioanele de azi și milioanele de mâine. Mâine! Pretutindeni unde mă întorc, mă izbesc de trecutul meu. La țară, la mare, aici. Știi cu ce acte mi-a arătat Vasile Breaza din Auri? Copia după sentința unui proces în care am pledat în recurs eu. Eu, fără să știu. Am pledat împotriva lor, a opștii cu pricina. Eu le-am luat pâinea de la gură. Eu, pâinea fraților combatanți, jurămintele tranșeelor. Iată-le traduse în fapte, mocre. Comșa, e o monstruoasă, dar simplă întâmplare profesională. Profesia ta nu e o moștenire a trecutului. Ce te înfiedică să rup cu acest trecut și în meseria ta? Scutură-te de el. Înalță capul și crezi în forțele tale. Servește adevărul. Cu ce să-l mai servesc, mugre? Cu sufletul meu zdrobit. Dar mintea ta e întreagă. Timpul îți va vindeca rănile sufletului. Știu. Ai suferit. Ai fost lovit în dragoste. Da,
am refugiat în politică până dejdea că îi voi putea servi pe oameni. Dar lumea celor necinstiți a fost mai tare. Înfrânt. Lumea asta e condamnată, Comșa. Se va ridica o altă lume, sănătoasă, cinstită, muncitoare, ca lumea de unde ai venit tu și eu. Lumea umililor și a năpăstuiților. Trebuie să fim uniți. Pentru lumea asta trebuie să luptăm. Lumea din care am venit eu nu mă mai recunoaște. Luptă să recâștigi. Nu mai pot. Trebuie să pot. Aruncă-ți faina de împrumut modul de a gândi al burgheziei. Oh. Să întunecă de binele. Să aprindem lumina. Nu, nu. Mă simt mai bine în întuneric. Moft. Ce-ți venit să stai pe întuneric? Am rămas cu acest obicei de acolo. De la spital. Deci știi, putea și vrea să mă întorc din nou în întuneric. Cu alte cuvinte, regreți spitalul. Nu știi ce superbă lumină există în om. De ce nu o folosești? Dă-mi întunericul, ca să o mai regăsesc. Comșa, nu-mi place. Întuneric înseamnă moarte. Înseamnă ultimul refugiu. Moft! Viața e aici și se sfârșește aici. Nu-ți crea o lume imaginară, nu te înșela. Ce-am făcut altceva decât m-am înșelat până acum? Ce s-a ales din dragostea și viața mea? Ce s-a ales de cuvântul dat ostașilor pe front? Ce? Auzi? Auzi glasurile celor din morminte mogre? I-auzi cum ne acuză? Ce-am făcut pentru ei ca să le răscumpărăm sângele? Comșa? Nu știi ce înseamnă să te simți vinovat, mogre? Vinovat și singur. Cumplit de singur și de inutil. Ca un obiect scos din uz. Așa mă simt eu. Comșa? Ce înseamnă această deznădejde? Trezește-te! Întunericul. Mă atragi întunericul. Comșa, ce să-i relele astea de sinucigaș? Uită-te în ochii mei. Tu ești bravul Radu Comșa pe care l-am cunoscut? Tu? Acela e mort de mult. E timpul să-l înghit întunericul și pe acesta de acum. Comșa! Nu mai cred în nimic. Dă-mi voie să-i spun celui care mai poate crede în dreptate și în bine. Moft! Ai crede dacă ai fi alături de oamenii lângă care lupt eu. Ai crede dacă ai fi lângă muncitorii pe care n-am știut să-i chemăm între noi încă de pe atunci de când ne-au împins la măcel profitorii. Ce n-am știut noi să vedem, vor realiza ei. Te asigur. Haide, Radule. Haide cu noi să deschidem viitorului calea cea bună, calea biruinței. E prea târziu pentru mine. Sunt prea putred, prea incapabil. A trecut timpul peste noi, mogre. Ne-a surpat în ruine în care nu s-a petrecut nimic. Altceva decât întunericul, ce mă mai poate aștepta? Ce? Moft! 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 Înțelege, Comșa, că noi vom dărâma tot ce e putred, tot ce e minciună. Vom ridica o lume nouă sub semnul stelei noastre. Nu ne vom lăsa înfrânți. Tu nu vezi? Lumea lor moare. Va muri. Credem noi. În steaua noastră. Dar ce-i cu tine? Comșa, unde te duci? Nu-mi răspunzi? Unde ești?
Unde fugi, omule, în întuneric? Spre ce noapte? Spre ce bezne? Comșa! Comșa! Ce-ai făcut, Comșa? Ați ascultat Întunecare, dramatizare radiofonică după romanul lui Cezar Petrescu. Înregistrare realizată în anul 1955. Distribuția a fost următoarea: Radu Comșa, Constantin Codrescu; Luminița, Elena Sereda; Alexandru Vardaru, Nicu Dimitriu, artist emerit; Paul Vardaru, Vili Ronea, artist emerit; Jacques, Alexandru Critico, artist emerit; Mihai, Mircea Anghelescu; Magda, Valeria Gagealov; Laura, Nelly Sterian, artistă emerită; Maier, Mircea Balaban; Onisipor, Gheorghe Câmpeanu; Mogrea, Benedict Dabija; Vreazu, Carol Cron; Eftimie, Ihorațiu; Logofătul, Minel Kleper; Generalul, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Primarul, Mircea Constantinescu, artist emerit; Șeful de post, Mihai Damaschin; Un glas, Ștefan Florescu; Medicul, Nichi Rădulescu; Fata din casă, Pompilia Vasiu; Un țăran, Puiu Dumitrescu; Crainicul, Constantin Bărbulescu. Regia tehnică și muzicală, inginer Lucian Ionescu. Regia de studio, Mia Popescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.